Salut și bun găsit la un nou episod de pe canalul Geografia Europei. În acest episod discutăm despre Andorra, care este cea de-a doua țară din Europa în ordine alfabetică. Și acestea fiind spuse, să începem. Andorra este o țară localizată în Europa de Sud, în munții Pirinei, și are o suprafață de 468 de kilometri pătrați. Se învecinează cu Spania la sud și cu Franța la nord. Suprafața sa relativ mică și populația de numai 77.000 de locuitori fac din Andorra un microstat, adică o țară foarte mică, fiind a șasea cea mai mică țară din Europa. În ceea ce privește conducerea sau politica Andorrei, aceasta are oarecum doi șefi de stat. Și ca să-i spun mai bine, Andorra este un coprincipat, adică are doi prinți, iar aceștia sunt episcopul de Urgel și președintele Franței, care însă nu sunt aleși de către populația din Andorra. Prim-ministrul Andorrei este Xavier Espot Zamora, din Partidul Democrați pentru Andorra. Cum a ajuns Andorra să aibă doi șefi de stat, o să discutăm în secțiunea istorie mai târziu. Limba oficială este catalana, care face parte din categoria limbilor romanice. Numele oficial al statului Andorra este Principatul Andorrei, iar pe scurt Andorra. Steagul Andorrei este foarte similar cu cel al României, este alcătuit din trei benzi verticale, în ordine de la stânga la dreapta, albastru, galben și roșu, cu stema în mijloc. Culorile vin de la țările vicine acesteia, galbenul și roșu de la Spania, iar albastru și roșu de la Franța. Stema conține un scut împărțit în patru, cu emblemele regiunilor Orgel, Foix, Pârn și Catalunia, iar de dedesubtul scutului se află deviza Virtus Unita Fortior, care se traduce Virtutea Unită este mai puternică. De asemenea, capitala Andorrei este Andorra la Vella, cu o populație de aproximativ 23.000 de locuitori. Cel mai înalt punct al Andorrei este vârful Coma Pedrosa, situat în nord-vestul țării, cu o altitudine de 2.942 de metri. Andorra este o țară fără ieșire la mare, iar cel mai jos punct al acesteia este râul Gran Valira, situat la altitudine de 840 de metri față de nivelul mării. Andorra are o climă alpină și temperat continentală. Altitudinea iar sa ridicată face ca iarna să fie mai multe precipitații și mai multă umiditate decât vara. Flora și fauna Andorrei sunt similare cu cele aflate în zona munților Pirinei, în Spania și Franța. În zonele mai joase cresc castani și nuci, iar în zonele mai înalte se găsesc pini, brazi și multe alte plante subalpine și alpine. La altitudini mai mari nu se găsesc arbori, dar ierburile sunt în abundență. În ce privește animalele, în Andorra se găsesc urși, lupi, vulpi, iepuri sălbatici, vulturi, rate sălbatice și gâște. Munții care se găsesc pe teritoriul Andorrei sunt întretăiați de trei văi, în formă de Y, ce se unesc în râul Gran Valira, care curge către Spania. Andorra este o țară cu o economie dezvoltată, unde turismul este la ora principală și reprezintă 80% din produsul intern brut. Sectorul bancar, cu statutul său de paradis fiscal, contribuie și el substanțial la economie. În ce privește producția agricolă, ea este limitată, fiindcă doar 2% din suprafața Andorrei este teren arabil, iar majoritatea alimentelor sunt importate. Industria producătoare se ocupă cu producția de țigări și mobilă, iar resursele naturale ale Andorrei sunt energia hidroelectrică, apa minerală, lemnul, mineralul de fier și de plumb. Țara are numai 279 de kilometri de drumuri, dintre care 79 sunt neasfaltați. Andorra nu are aeroporturi, ceea ce înseamnă că nu se poate intra cu avionul în țară. Cele mai apropiate aeroporturi de Andorra sunt în Franța și Spania, cam la 3 ore de mers cu mașina. Nici gări sau căi ferate nu sunt în Andorra. Cea mai apropiată gară de Andorra de această țară se numește L'Hospitalet Prelandor și se află la 10 km distanță de Andorra, în Franța. Totuși, două drumuri rutiere prin care se poate intra în Andorra sunt CG1, care face legătura cu Spania, și CG2, care face legătura cu Franța. Și acum să discutăm despre istoria Andorrei, cum a ajuns țara asta să fie unde este astăzi și să aibă doi prinți. Ei bine, conform tradiției, Carol cel Mare a acordat populației Andorrei o cartă pentru lupta contra maurilor. Suveranitatea de teritoriu a trecut la contele de Orgel și ulterior la episcopul regiunii Orgel. În secolul al XI-lea a izbucnit un conflict între episcop și vecinul său francez de la nord, privind Andorra. În anul 1278, conflictul a fost rezolvat prin semnarea unui document care recunoștea suveranitatea a două persoane asupra acestui teritoriu, contele de la Foix, al cărui titlu ulterior s-a transferat la șeful statului francez, și episcopul la Seu d'Urgell din Catalunia. Această hotărâre a stabilit teritoriul principatului și structura sa politică. Mai târziu, titlul a ajuns la regii Navarei,
Când Enric de Navarra a devenit regele Enric al IV-lea, în 1607, acesta a emis un decret prin care declara drept coprinț ai Principatului Andorra pe șeful statului francez și pe episcopul de Urgell. În perioada 1812-1813, Imperiul francez a anexat Catalunia și a divizat-o în patru departamente. Andorra a fost și anexată și integrată în districtul Puigcerdà, departamentul Segre. În 1933, Franța a ocupat Andorra în urma tulburărilor sociale care au avut loc în ajunul alegerilor. La 12 iulie 1934, un aventurier numit Boris Scosirev a emis o proclamație la Urgell, declarându-se Boris I, prințul suveran al Andorrei, și declarând imediat război episcopului de Urgell. La 20 iulie, el a fost arestat de autoritățile spaniole și expulzat din Spania. Din 1936 până în 1940, un detașament francez a staționat în Andorra pentru a contracara urmările războiului civil spaniol și influența Spaniei fasciste. Abia în 1958, Andorra a declarat pace Germaniei, doar ce țara fusese uitată la semnarea tratatului de la Versailles, rămânând formal în stare de război cu Germania, până la acea dată, 1958. Datorită izolării statelor relative, Andorra s-a situat în afara centrului istoriei europene, având doar puțin legături cu alte țări în afară de Franța și Spania. Totuși, în ultima vreme, turismul intensiv și dezvoltarea mijloacelor de comunicare și de transport au scos țara din starea de izolare, iar sistemul său politic a fost modernizat în anul 1993, când Andorra a devenit membru a Organizației Națiunilor Unite. Mai exact, a fost adoptată o constituție care a redus puterea de feudală a coprinților și a stabilit entități separate ale puterilor legislative, executive, judecătorești în cadrul statului. De asemenea, valuta oficială în Andorra este euro, chiar dacă Andorra nu este în Uniunea Europeană, dar are o relație specială cu aceasta. Cei din Andorra folosesc tipuri de CSF la prize și cu un pe partea dreaptă a drumului. În concluzie, o țară mică, dar foarte dezvoltată, un paradis fiscal, Andorra s-a integrat eficient în Europa și putem spune că o așteaptă un viitor strălucit. În următorul episod vom discuta despre Armenia. Vă salut! Pa, pa!